Bine v-am regăsit la o nouă emisiune Lifestyle. Astăzi ne aflăm la salonul Vogue Beauty Center din Rădăuți, salon care va fi gazda emisiunilor noastre începând din această săptămână. Bună ziua! În primul rând aș vrea să ne faceți o scurtă prezentare a salonului și a serviciilor pe care acesta le oferă. Bună ziua! Bine ați venit! Salonul Beauty Center oferă mai toată gama de servicii, de la tratamente corporale, epilat definitiv, epilat normal, saună, solar, machiaj, manicură, pedicură, lipogel, tatuare, sprâncene și cred că le-am cam cuprins pe toate. Sper să am uitat ceva. Din câte știu, în salonul dumneavoastră a apărut o noutate, și anume cursurile. Ce ne puteți spune despre ele? Pentru că sunt multe femei care sunt interesate de acest lucru și poate nu știu că pot să facă astfel de cursuri și în Rădăuți. Da, tocmai din ideea că nu era nicio școală de machiaj, unghii, masaj și așa mai departe pe zona asta, doar pe Suceava, am hotărât să deschidem noi, să fim primii. Serviciile pe care le oferim sunt în domeniul cosmeticii, adică cursuri de cosmetică, cursuri de machiaj, cursuri de unghii, manicură, pedicură și unghii cu gel, cursuri de coafor și cam astea sunt tipurile de cursuri pe care le oferim. Diploma este avizată de minister. În funcție de cursuri, fiecare are durata lui. De exemplu, la machiaj, cursul este de aproximativ 2-3 luni, cuprinde 20 de ședințe. Peste 10 tipuri de machiaj pe care le învățăm pe cursante. Începem cu machiajul clasic de zi, în tehnica creionului. Noi predăm pe tehnică rusească, ca să fie clar de la început. Începem cu tehnica creionului, machiajul de zi, apoi machiajul de seară, machiajul retro, ce ai tu, adică Marilyn Monroe, smokey eyes, iar apoi câteva tipuri de machiaje de mireasă și ceva mai sofisticat pentru podium, fantasy, cu diverse aplicații, ștrasuri, elemente decorative pe față și așa mai departe. Aș vrea să știu ce se întâmplă la final, se dă un fel de examen? Cum sunt testate fetele? Da, fetele sunt testate și pe parcurs, prin evaluări, teste. La final va fi o ședință foto. Cursantele vor face ele ca coadă un machiaj, eu nu voi mai interveni, iar modelele respective se vor poza în studio. Pozele le vor servi ca un început de portofoliu pe mai departe, dacă vor să continuă meseria de make-up artist. Și cum au reacționat femeile până acum la această noutate? Sunt fete care vin deja la salon? Da, avem cursante, au reacționat pozitiv. Multe dintre ele s-au bucurat pentru că vroiau să facă astfel de cursuri, dar trebuiau să facă naveta, deschide ochii, uite-te în sus, trebuiau să facă naveta la Suceava, le era foarte incomod și în plus la Suceava încă nu există o școală pe tehnică rusească cum facem noi. Există mai mult pe tehnică europeană, iar tehnica rusească care se predă în Suceava nu are cursuri, diplome avizate de minister, deci oarecum au un avantaj. La noi le oferim pe toate și nu mai trebuie să se deplaseze. Pentru a înțelege mai bine cele care ne urmăresc, în ce constă această tehnică rusească? Tehnica rusească este... lucrăm în tehnica creionului, ca bază pentru machiaj, acuarelă și eyeliner. Adică, înainte de a aplica faturile, noi facem scheletul. Scheletul care, cum am zis, în funcție de machiaj, îl facem fie din creion, fie din eyeliner sau acuarelă. Este recomandat să lucrăm în eyeliner și acuarelă atunci când avem machiaje de mirese, sunt foarte durabile, sau machiaje de shooting, de podium, pentru că culorile se prind foarte bine și sunt foarte intense, de foarte bine.
Aș vrea să știu și ce ne-ai pregătit pentru astăzi. Pentru astăzi v-am pregătit un smoky, pentru că este anul ăsta, se poartă smoky, este nebunie de smoky. O să facem un smoky natural în degradeuri. Smoky-ul se poate face în foarte multe nuanțe. Nu este doar smoky pe negru, există smoky pe albastru, pe verde, pe mov, pe roz. Mă bucur că am lămurit acest lucru, pentru că, în general, multe dintre noi, când aud de smoky, se gândesc la negru. Și bineînțeles că smoky-ul poate fi și pe degrade, de la culori naturale la culori mai închise. Asta depinde și de fizionomia clientului, dar și de dorințele ei. Înainte să începe un machiaj, este închid ochii. Este recomandat să aflăm foarte bine ce își dorește, pentru că de multe ori ne trezim că începem să facem un machiaj și de fapt ea vroia mai intens, vroia în degrade sau nu vroia culoarea respectivă. Este prima chestie pe care trebuie să o fixăm la început. Să vorbim foarte bine cu clienta și să aflăm ce își dorește. Apropo de asta, aș vrea să te întreb. Poate că eu, ca femeie, îmi doresc un anumit tip de machiaj, dar totuși nu mi se potrivește. Cum putem să ne dăm seama singure ce ni se potrivește, în funcție de ce? Închidem. Da, în funcție de trăsăturile pe care le avem fiecare, în funcție de păr, în funcție de contrastul dintre ochi, de la pupilă și albul ochilor, în funcție de piele și așa mai departe. Sunt patru categorii mari, bătute în cuie, de anotimpuri, se zice în machiaj, anotimpuri reci și anotimpuri calde. Anotimpurile reci sunt iarna și vara și anotimpurile calde sunt primăvara și toamna. De exemplu, tu ești un anotimp rece. De ce? Pentru că ai contrastele foarte bine definite. Dacă te uiți în oglindă, ai să vezi că diferența dintre pupilă și albul ochilor este foarte bine definită. Pielea albă, părul voluminos, firul de păr gros și așa mai departe. Ești genul albă ca zăpada. Cam să înțelegem, albă ca zăpada. Pe tine te prind culorile reci. Te prind bine culorile reci. Se recomandă blush-ul roz. Iar ca eyeliner și rimel mergem tot pe culori reci. Am vorbit în cazul tău. Și așa consiliem fiecare client în funcție de trăsăturile ei, ce anume îi vine bine și bineînțeles să ținem cont și de ținută, ca să asortăm un pic machiajul cu ținuta. Cred că asta este cel mai important, pentru că indiferent de ce ne dorim noi și ce ne place nouă, sfatul unui specialist este tot timpul mai sus decât dorințele noastre. Să țineți cont de sfaturile noastre și să vă lăsați pe mâna noastră atunci când vă recomandăm un machiaj, pentru că sunt foarte multe cliente care vin și vor smoky, chiar dacă ele au ochii adânciți, căzuți, vreau smoky și punct. În cele din urmă facem smoky dacă clienta vrea neapărat smoky, dar nu va pleca mulțumită și este și cartea noastră de vizită. Ne făcând un machiaj reușit, automat când se duce pe stradă, lumea va observa acele neconcordanțe. O să te las să lucrezi și mai vorbim între timp. Mulțumesc! Bam 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 b
to the rhythm. Electro is fine. It can get you moving, moving on time. Electro, electro is the new style. Jackie and Jane, see them moving to the baseline. Heartbeat on time, dancing, dancing to the rhythm. Electro is fine. It can get you moving, moving on time. Electro, electro is the new style. Jackie and Jane, see them moving to the baseline.